Hello! Așa cum ați văzut probabil dacă mă urmăriți pe Instagram, se preconiza un vlog de călătorie. A fost foarte spontan și vă vorbesc de la mare, mai exact din Eforie Nord. Am și o oglindă acolo, dacă mă vedeți. Cu un peisaj superb în față, dar imediat arăt camera. Nu e un hotel cine știe ce, dar peisajul e ideal și am venit pentru 3 nopți, astăzi fiind joi, duminică o să plecăm. Am venit cu al meu soț, bineînțeles, cu cei doi frații mei pe care îi cunoașteți foarte bine dacă mi-urmăriți clipurile și cu mama mea. Deci am venit toți 5 de dimineață, am plecat frumușel și am ajuns, nu știu cât este ceas, în jur de ora 6. Știu că v-am spus că nu mai merg la mare, mai vara asta e mult spus pentru că, sinceră să fiu, este 1 septembrie, dar s-a evit ocazia. Tatăl meu a întrebat, nu vreți să mergeți într-o excursie toți 5 la mare? Și am zis că de ce nu, ar fi frumos, mai ales că acum prețurile sunt mai normale, sincer, nu mai sunt umflate și sunt și oameni foarte puțini. Și sincer, el a ales hotelul, el a făcut rezervarea, el tot, deci de acasă, tatăl meu, și am nimerit într-un loc foarte fain. Îmi place mult hotelul și deși v-am spus, nu e cine știe ce, în interior peisajul e superb și ai strictul necesar în cameră și pe noi asta ne-a interesat, pentru că în rest vrem să ne bucurăm de zilele astea. Problema e că fix de dimineață a venit acea perioadă a lunii și da, probabil o să îmi fie puțin inconfortabil să mă bucur de anumite lucruri, dar nu o să-mi stea nimic în cale să mă bag măcar cu picioarele în apă, dar o să văd eu cum rezolv toată problema, să fac plajă, să citesc, să ascult marea. Dacă auziți sunete, să știți că am lăsat balconul deschis și vă arăt imediat camera, mai puțin baia, că iubitul meu a plecat să se refreshuiască după un drum atât de lung, doar el a condus, eu nesimțindu-mă foarte, foarte bine, am spus, cu toate cele, plus că nu... Am spus că nu mă bag la un drum atât de lung, el a fost de acord să conducă el și am spus că haide, lasă așa. Haideți să vă arăt, întorc, vă arăt camera și după vedem ce facem. Cred că aș vrea să fac și eu un duș, să mă refreshesc și eu. Și baia o să vă arăt la sfârșit, deși nu e cine știe ce, e un duș foarte micuț, adică e minimum, minimum, minimum. Haideți, întorc și vă arăt. Pe aici se intră, aici avem baia pe care nu vă arăt momentan, v-am spus că se refreshește al meu soț. Aici avem un cuier, o pătură, cred eu, sau mai multe. Și aici să ne ținem papucii. Avem un dulap cu mai multe rafturi, cam așa, să ții și hainele pe umeraș. Bun. Și cum intrăm, e cam așa. Pe jos ai un fel de gresie, țolișoare. Aici mai era un prosop, dar l-a furat soțul ca să se ducă la duș. Așa. Aici avem bagajele noastre, aici o oglindă super faină care îmi place și îmi place ideea asta cum vine aici. Eu, obosită după mai multe ore, dacă eu sunt obosită, nu știu el, un televizor, dar noi niciodată nu folosim televizorul în vacanțe. Patul vine cam așa și avem balconul, aici mai avem două taburele. Frigider nu avem în cameră, dar puteam închiria, am înțeles, 15 lei ziua, doar că nu avem de gând să punem nimic, noi în general nu punem nimic niciodată. Și aici balconul, vedeți că l-am deschis și priveliștea e absolut minunată, nu, nici nu se putea mai bine. Uitați, balconul nu e cine știe ce, adică avem doar două scaune acolo, dar în schimb, wow, priveliștea e absolut divină, nu știu, spuneți voi, mie îmi place pentru că se vede efectiv marea și de aici, practic, pe unde ies oamenii respectivi, mergem direct la mare. Ei, poate mergem un pic și în seara asta, nu musai să facem plajă, dar măcar să o vedem așa și să ascultăm valurile. Hotelul se numește Venus, în Eforie Nord, și au și restaurant acolo, în caz că vedeți voi. Eu mereu am zis că nu o să merg la mare pe 1 septembrie sau cel puțin toamna, pentru că eu intru atunci în... cum să spun, în hibernare, intru așa în ritmul meu, pentru că v-am spus, eu mă reactivez și simt așa că renasc toamna, îmi place foarte mult toamna, dar se pare că anul ăsta ne-am nimerit să mergem de două ori la mare, de două ori la inițiativele părinților mei și odată am fost pe 1 mai și acum pe 1 septembrie, deci practic putem spune că am fost de două ori, dar niciodată vara, dar nu contează, eu sunt fericită de câte ori pot să văd marea. Știu că am zis că nu mai mergem în țară la noi, dar dacă se ivesc ocazii, why not, eu sunt foarte mulțumită, iar la anul vedem ce o să facem, poate mergem într-o altă țară, până atunci o să vă iau cât mai multe cadre, mă gândesc că unii dintre voi sunt așa nostalgici cu trecerea verii, eu nu, sincer să fiu, și poate vă e dor de mare, poate nu ați putut să ajungeți anul ăsta sau poate ați vrea să mai mergeți, dar nu mai aveți posibilitate sau timp, așadar eu sunt aici să vă aduc sunetul mării și să vedem ce putem face zilele acestea, vrem să mergem într-o zi și la Mamaia, pentru că nu am mai fost de mult.
De când eram mică, am fost o singură dată practic la Mamaia și este satul de vacanță acolo. Vedem ce mâncăm. O să trebuiască să-mi dau și o pălărie asta jos. Văd că mi s-a dus și machiajul. Mă rog, nu arăt foarte, foarte bine. Știu lucrurile acestea, dar voiam să dau startul vlogului aici și acum am dus să fac o postare și pe Instagram, să pun la story, pentru că multe dintre voi m-ați întrebat ieri prin mesaje unde merg și dacă e un vlog de călătorie. Vlog de călătorie e și am ajuns la Euphorie Nord. Haideți să vedem ce facem mai încolo. Cadre astăzi și o să vă povestesc așa în ordine cronologică ce am mai făcut. Mă vedeți pe mine acolo în spate în oglindă. Haideți să mă dau un pic ca să am ceva mai multă lumină. Dacă vedeți dezordine pe aici, abia ne-am pregătit și am realizat că mi-am făcut un machiaj foarte tomnatic având în vedere că sunt la mare. Nu știu unde mi-a fost capul. Văd că se termină și bateria la cameră. Nu știu dacă am luat-o pe cealaltă la mine. O să vedem. Dacă nu mai filmez cu telefonul, it's not a big deal. Ideea e că ieri, după ce am vorbit cu voi, am văzut că am fost pe plajă, nu v-am mai luat aseară, am mers și am mâncat undeva la autoservire, am luat mai multe feluri de mâncare, niște cartofi țărănești, o ciorbă de perișoare, iubitul meu și-a luat ceva tochitor, am luat și eu de la el, mai multe, după care am venit în cameră, am jucat jocuri cu frații mei, am mâncat niște biscuiți, ne-am călcat în jur de 1 și ceva și azi am dormit până pe la 11 și pot să zic că am pierdut toată dimineața și tot soarele, pentru că acum e beznălău, afară, plouă. Și bine, s-a mai oprit un pic ploaie, iar noi ne pregătim să plecăm la Mamaia, mergem în satul de vacanță, sperăm să prindem ceva pe acolo. V-am spus, astăzi până acum nu am făcut mai nimic, este ora prânzului, ne este foame. Aseară ne-am luat de la Profi ceva pentru dimineața asta, ne-am luat niște waffles, niște kefir, niște iaurt și a luat iubitul meu ceva cu fructe. Mă rog, eu am mâncat doar două waffles și am băut niște kefir pentru că nu prea m-am trezit eu așa cu foame. Dar acum mi s-a făcut fiind ora 2, vă dați și voi seama, dar o să mergem eu, soțul și unul dintre frații mei, cel mai mic. Văd că s-a făcut foarte cald aici în cameră de când am închis
ușa la balcon și cam asta, mergem să vedem și noi ce e pe acolo, o să încerc să caut bateria cealaltă la cameră, am o stare așa mai ciudată, poate și cu vremea și pentru că mi-am intrat deja în toamnă, ca să zic așa, dar și pentru că e perioada aia lunii, dar ales am dormit foarte bine. Foarte, foarte bine și mult și mi-a plăcut asta. Am mai fost gălăgii pentru că suntem fix lângă mare, dar în rest nu pot să zic că m-a deranjat. Și îmi place când mă trezesc dimineața și văd așa mare în față, o să vă mai iau eu cadre. Așa când și când și sperăm să nu plouă și mâine că vrem să ne trezim, să facem niște poze pe balcon la răsărit. Dar o să vedem noi exact și ce și cum facem. Nu mi-e de mână așa pentru că m-am îmbrăcat cu maioașul ăsta roz, dar machiajul de la ochi mi l-am făcut extrem de mat și de tomnatic, vă jur că efectiv nu am știut acolo ce fac cu mâna. Pur și simplu am băgat pensula în machiaj și am început să mă machiez, gândindu-mă la altceva. Ascultam muzică, mai vorbeam cu frații mei și cu soțul pe aici prin cameră și într-o dată mi-a ieșit machiajul ăsta și eram, bă, dar ăsta e machiaj de toamnă. Și suntem la mare și chiar dacă e toamnă, dar mă rog, nu e nicio problemă, asta nu stăm noi în machiaj acum. Ideea e că cred că o să filmez machiajul ăsta pentru toamnă. Bine, aș vrea să mai fac anumite lucruri, poate și un eyeliner, s-ar vedea foarte fain că e destul de intens și mi s-ar părea foarte potrivit pentru perioada asta de probabil octombrie. O să vină pe acolo un tutorial, că m-a tot rugat pentru back to school, mă gândeam să mai fac un tutorial, dar am unul anul trecut și cam așa m-aș machia și anul ăsta, adică foarte, foarte simplist. Îl găsiți pe canal, așa că nu văd rostul. Eu nu mi-am schimbat nici tehnica de machiaj, am mai schimbat din produse, dar nu am înțeles, sunt pe acolo, așa că nu aș aprofunda din nou. Și mi-am luat, așa cum v-am spus urma eu, această fustă și o să-mi iau o jachetă pe deasupra ca să mă asigur că nu o să-mi fie frig. Espadrilele, o gentuță oborțită, încă nu știu. Și am cam plecat. Sper eu să fie totul ok și să vedem ce găsim pe acolo. Haideți!
love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! Hello! Îmi dau seama că nu mă vedeți foarte bine. Mă vedeți cu cearcăne și toate alea, dar e lumina destul de proastă aici. Astăzi este sâmbătă. Eu sunt aici cu Ștefi. Nu v-am luat cadre decât unul singur, ăla cu pisici în care le dădeam mâncare. N-am făcut foarte multe azi pentru că e foarte frig. Dar să o luăm într-o ordine cronologică. Ieri după ce am vorbit cu voi am fost în Mamaia. Am trecut prin Constanța, am fost în Mamaia, mă rog. Și am fost la satul de vacanță. Când am ajuns noi acolo era închis, sincer să fiu. Nu era aproape nimeni, era gol. Dar într-un final a început să se deschidă așa pe parcurs. Ne-am dat în roata aia pe care am filmat-o. Doar că din adrenalină sau habar n-am, mi s-a părut că am apăsat pe filmare la cameră, dar de fapt nu am apăsat și n-am filmat nimic. Dar o să încerc să vă introduc eu pe aici pe undeva o filmare pe care am făcut-o cu telefonul. Noroc am luat telefonul și am făcut. Ne-am dat o roată, aia a fost foarte fain, după care am mai jucat diverse jocuri pe acolo, mă rog. Iubitul meu și fratele meu au mai jucat. Iubitul meu a luat niște autocolante, adică a luat la roată și dintre jucării a primit autocolante, știu. Da, vedem noi ce facem cu ele. Și apoi ce am mai făcut? Cred că am mâncat ceva pe acolo. Sau? Am mâncat, da, v-am filmat oricum ce am mâncat, a fost bunicică mâncarea. Și am căutat să luăm ceva, niște suveniruri, nu am găsit foarte multe. Azi am găsit, sincer, câteva, dar o să vi le arăt eu puțin mai spre seară, că acum ne pregătim. Așteptăm, de fapt, să se facă o oră rezonabilă și să mergem să mâncăm pentru seară, deși noi abia am mâncat, dar asta e partea a doua. Și să revenim la ziua de ieri. După am fost la Lidl spre seară, v-am filmat ce am cumpărat și apoi ne-am uitat la pirații din Caraibe, de nou v-am filmat. Iar apoi somn. Astăzi iar m-am trezit foarte târziu, aproape de ora 12. Am dormit foarte bine, sincer, aici chiar dacă se audă valurile și bate vântul și toate alea, dorm foarte, foarte bine, răcoare. Și ne-am trezit și nu am făcut mai nimic. După, spre după amiază, am fost puțin iarăși la Lidl, am luat niște macaroni care s-au terminat deja, am luat o turtă dulce, să vă zic, am descoperit o turtă dulce super bună. Asta e, din Lidl, e 5 lei și ceva și, doamne, e genială, cum a zis și fratele meu, cred că merge super bine la un maraton de Harry Potter. Și despre pirații din Caraibii o să vă vorbesc eu tot așa zilele următoare sau când fac încheierea, că în seara asta vedem și partea a doua, foarte interesant. Inițial mă plictisea, dar frații mei erau nebuniți și soțul, am mai văzut toți trei, numai eu eram singura care nu am văzut pirații din Caraibii, știu, nu aruncați cu pietre, deși cred că am mai văzut când eram mică, dar așa, fragmente la TV. Și cam asta am făcut azi, nu foarte mare lucru pentru că e urățică vreme, am încercat să citesc, dar nu am stare, nu înțeleg de ce. Pur și simplu, uneori când încep cărți noi și de la început mă cam pierd, parcă nu... Asta citesc acum, Dragostea în vremea Horeei, dar parcă nu știu, dacă mă pierd nu prea mai am chef și am aici geanta, pentru că v-am spus să ne pregătim să mergem și cam asta, nu știu ce să vă mai zic. Astăzi mă mai machiez pentru că mi-au ieșit foarte multe coșuri și iritații și mi-aș lăsa fața un pic să respire. Uitați cât de oribil mi-arată și cred că despre seară trebuie să mai editez și un clip, că mâine vreau să postez. Mă rog, asta o să vedeți voi la momentul respectiv și cam atât, oricum. Mai vorbim la final, când tragem diverse concluzii, așa e frumos, doar că e foarte frig, am prins noi o vreme cam ploioasă și mai mult de stat în casă, se vede că deja ne-am intrat în hibernare de toamnă. Haideți că ne pregătim și noi să plecăm. Thank you.
Neața, astăzi este duminică și este ziua de plecat acasă. M-am trezit mai devreme și văd că mă simt mai cu multă energie. Deci cred că problema mea zilele trecute a fost că am dormit mult prea mult. Îmi place că se vede mare în față și aspre deosebire de ieri chiar este călduț și frumos. Și nu știu dacă o să mergem, pentru că e destul de frig afară, sunt vreo 16 grade. Nu știu dacă o să mergem să ne plimbăm prin malul mării înainte de a pleca. Dar probabil, nu știu încă, dar dacă o să facem oricum voi cu mine. M-am trezit de puțin timp, după cum vedeți încă sunt umflat așa la față, eu așa sunt când mă trezesc. E o caracteristică a familiei mele. Soțul meu îl văd chiar acum pe geam. O se urcă în mașină, merge să ia apă. Am rămas fără apă. Deci cred că am băut un bax și ceva de apă. Două, cred. Toți cinci. Și voiam să vă mai pun așa la curent. Aseară m-am culcat destul de târziu. Bine, nu foarte, pe la 1 și ceva. Și am fost agitată toată noaptea. Am visat că începeam și eu școala odată cu copii. Sunt și eu foarte excited așa pentru faptul că începe școala, dar eu știu că eu nu o să încep. Din păcate, chiar vorbeam acum cu soțul dimineața că a zis că uite un copil care chiar i-a plăcut la școală. Mie mi-a plăcut foarte mult la școală și abia aștept să facă clipul cu și despre evaluare națională, BAC, facultate. Bine, mai puțin la facultate nu pot să zic că mi-a plăcut foarte tare din prisma faptului că în primul rând am fost la distanță, în al doilea rând deja cam vedeam de viața mea personală destul de mult și cumva mi s-a părut mereu că nu pot să împac și capra și varza, dar aș fi putut. În al treilea rând a fost treaba cu pandemia și oricum nu prea s-a mers la facultate și nu prea puteai să creezi conexiuni, indiferent că erai la zi sau la distanță. În orice caz, ne-am abătut de la subiect. Aseară ne-am uitat la partea a doua din Pirații din Caraibe. Ieri a fost o zi cu prea multă mâncare, sincer, și se simte peste tot, peste tot efectiv, mai ales pe față. Uitați ce mi-a ieșit, dar eu cred că e și de la apa de aici. Pentru că și eu și soțul am zis, efectiv, suntem de multe ori roșii după ce ne spălăm pe față, nu știu ce și cum e în ea, dar una peste alta e totul ok. E foarte frumos aici, îmi place tare mult cum se vede, îmi plac așa valurile astea, cum se văd din cameră. Și aseară am mai mâncat, voiam să mergem să mâncăm la un local, dar ne-am răzgândit, ne-am așezat și după ne-am ridicat pentru că n-aveau mai nimic în meniu. Ai mie au fost și a luat shawarma, cred, iar eu și cu soțul nu voiam shawarma să ne luăm, așa că ne-am luat fructe de mare, ne-am luat creveți, nu știu ce, inele de calamar, muslitos, care sunt preferatele mele și i-a plăcut și soțului foarte mult, că a fost prima oară când am mâncat. Am luat mai mult, eu nu mai știu ce, cred că am luat vreo 5 chestii sau așa, dar v-am filmat oricum, deci nu e cine știe ce. Una peste alta a fost niște zile în care nu am citit aproape deloc, sincer să fiu. Am citit foarte puțin, internet foarte puțin, că am uitat să vă zic, dar în primele zile am avut niște probleme cu internetul. De curând eu și soțul ne-am mutat de pe Orange, pe Digi, pentru că la Orange dădeam mult prea mult bani inutil și ne-am făcut abonament la Digi. Totul bine și frumos, doar că am ajuns aici și nu ne mergea internetul, până am făcut noi niște setări din telefon, treburi. Acum e foarte ok, dar cel puțin prima zi am stat după netul fratelui meu și acum trebuie să văd cum fac și cu clipul, că trebuie să-l export, azi fiind duminică, vreau să postez, după cum ați văzut, cred că deja postez cam de 3 ori pe săptămână momentan. Dacă tot am timp și am clipuri, că cine știe, poate să vină și perioade mai aglomerate în viața mea, că nu o să am timp să postez atât de mult, dar da, au fost niște zile foarte relaxate, a fost o excursie la mare diferită, o excursie la mare toamna și s-a simțit lucrul ăsta, nu a fost cu bălăceală, cu treburi, deși frații mei s-au cam băgat în apă și s-au cam bălăcit și în prima zi, când am ajuns și a doua zi, când a fost cald, dar așa a fost foarte relaxant, foarte liniștit, mie mi-a plăcut, în ciuda faptului că am fost și în acea perioadă a lunii, simt că m-am, cum să zic, odihnit destul de bine într-un loc nou. Dacă mă vedeți răgușită, e foarte posibil să fie așa, pentru că mi se pare mie că am răcit puțin. Și da, până în 12 trebuie să eliberăm camera. Acum este în jur de 9:30, mă duc și eu la baie să mă dau cu creme și toate alea, că nu am apucat încă, abia ce m-am trezit. Și cred că cam atât. După o să mă mai iau eu de pe drum în diverse cadre, cu ce mâncăm sau ce mai facem. Când am venit pe drum, am oprit de vreo 2 ori, cred, și pe autostradă și încă într-un loc și am mâncat, am făcut eu cu o zi înainte, am făcut o tavă mare de chiftele la cuptor și am făcut și clătite și le-am mâncat efectiv pe drum, au fost atât de bune toate, am rămas cu gândul la ele pentru că chiar a fost o mâncare foarte bună, reușită de-a mea. Cred că o să vă dau și vouă rețeta de clătite pentru că e cea mai bună și toată lumea m-a lăudat și a zis că chiar așa e. Deci eu sunt o specialistă în clătite, ce pot să zic. Dar da, am dat-o din una în alta, știu asta, dar și pentru că sunt foarte
bulversată. Mi-este foarte dor de pisicile mele. Ieri editam un clip, un vlog pentru voi și era Ginger acolo și era și Marcelino și mă luase așa aproape cu plâns. Mi-este foarte dor de ei, dar uneori mai bine, cum e și în relație, e bine să nu te vezi anumite perioade de timp, ore, zile, săptămâni cu anumiți oameni pentru a fi, nu știu, revederea mai plăcută și pentru a relația a fi mai sănătoasă și cu partenerul. Nu vă recomand să stați 24 din 24. A fost o perioadă în care noi am stat așa și după, în primul rând, ne-a venit foarte greu și în al doilea rând a venit la pachet cu foarte multe alte discuții, stări și faptul că nu te mai simțeai independent tu ca persoană. Deci da, chiar și de animăluții, oricât de frumos ar fi să stăm cu ele câteva zile uneori, e foarte plăcut să le lăsăm deoparte și să mergem doar noi cu noi undeva sau noi cu partenerul sau, și cred că și că nu o să fie, că nu o să fie să avem copii, tot la fel o să fie, așa o perioadă de timp, câteva zile, poate o săptămână, depinde și de posibilități, dar e foarte fain așa să te debarasezi un pic de tot și de toate. Mie mi-a plăcut foarte mult aici, ca să concluzionez așa, că nu știu când o să mai apuc să vorbesc cu voi, probabil acasă. Mi-a plăcut foarte mult aici, a fost foarte relaxant și îmi place foarte, cel mai mult și cel mai mult mi-a plăcut view din față, deci cred că v-am luat un cadru dimineață, dar aș pune camera pe trepied. Ce-mi pare mie să vedeți mai mult? Ce-mi pare mie rău e că nu am prins răsăritul, pentru că de fiecare dată a fost foarte întuneric și nu am putut face poze, voiam să fac niște poze și la balconul ăsta, dar dacă stau să mă gândesc, oricum trebuie să recunosc că au cam trecut vara, deci să fi postat pozele la mare... Și ce nu mi-a mai plăcut e că a fost destul de frig și eu nu prea am apucat să mă bag în apă și că mi-am cumpărat costumul ăla de baie degeaba, efectiv degeaba, dar la anul sper să intru în el, să-mi vină la fel de bine ca acum și cu siguranță o să-l port atunci, o să mergem la mare sau la piscină, plus că se poate merge la piscină în orice anotimp, nu mă o să ai să merge vara, dar da. Cam atât, în rest mi-a plăcut efectiv tot. Mi-a plăcut și că am fost la satul de vacanță și că am stat cu frații mei foarte cozy, ne-am uitat la pereții din Caraibe, peisajul de aici, ploaia cum se aude aici, doamne, foarte, foarte frumos. Gata, vă las, merg și eu să-mi pun fața, nu că nu mă machiez, dar să mă dau cu creme și toate alea cu SPF, un kilogram dacă se poate, că trebuie să vină și soțul de acum. V-am pupat!